Iuga Adi-Claudia, medic la Spitalul Municipal din Orșova, va fi decorată de Claus Iohannis cu Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar în grad de ofițer. Evenimentul va avea loc de 1 decembrie la Palatul Cotroceni. Acest ordin și medalia vor fi acordate doamnei doctor pentru profesionalismul, dăruirea, curajul și solidaritatea manifestată în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Adrian Cican, managerul Spitalului Municipal din Orșova, un om implicat în sănătatea locuitorilor Orșovei, dar nu numai, o felicită și o va susține în continuare pe doamna Iuga Adi-Claudia, medicul care va reprezenta această unitate sanitară. Spitalul Municipal din Orșova este onorat și în același timp tot personalul medical este încântat de faptul că avem un medic primar cu specialitate terapie intensivă decorată de președintele României, o distinție extraordinară pe care de altfel și spitalul a primit-o în anul 2019 ca unitate spitalicească, dar acest lucru ne spune că doctorul, medicul primar Iuga Adi-Claudia este un medic de top în țară pe terapie intensivă și își practică meseria la cel mai înalt nivel la Spitalul Municipal din Orșova. Nu putem decât să îi mulțumim că lucrează alături de noi. Noi vom face la fel echipă cu dânsa și vom face tot ce ne stă nouă în putință pentru a asigura condițiile ca pacienții să fie așa cum trebuie îngrijiți și mai mult decât atât să ducem mult mai departe calitatea serviciilor medicale prin intermediul acestor medici extraordinari pe care avem la spital, în frunte cu medicul primar Iuga Adi-Claudia. Spitalul Municipal Orșova este pentru a doua oară în 2 ani când este recunoscut pentru serviciile medicale desăvârșite și personalul medical excepțional. În 2019, Spitalul Municipal Orșova a fost unul din cele 7 spitale din țară, decorat cu distinția Ordinul Meritul Sanitar, în grad de cavaler în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistență medicală, precum și pentru rezultatele obținute în perfecționarea actului medical.